Chiar dacă nu este că vreți în biserică, ce început voi pune Hristoase ce se cândim de acum, și ca o milostit de netare greșeli rog. Vină te călase, suflete, împreună cu trupul tău, te mărturisești transititor tuturor, părăsiște-te acum nebunia cea dinainte și apă, lui Dumnezeu lacrimi de pocăință. De Dumnezeu, de împărăția cea de cuitoare și de desfătare pentru păcatele mele.
frumoasei suflete, pentru ce te-ai asemănat evice de lui, că ai căzut rău, șterenit amar, că te-ai atins de pom și ai gustat fundăzeană nebunească mâncare. Simțite, făcându-s-a mie, înțelegătoare, cugetul cel pătimaș în trupără dânglui, cele dulci, și gustând pururea, e băutura cea amară. Să te pădam ca Adam din Eden, nepăzind-o porunca ta mântuitorule, dar eu ce voi pătimi, nebăgând seamă totdeauna de cuvintele tale cele de viață. Trăim în ființe prelăudate, prea-nalte, căreia ne închinăm într-o unime, adică de deasupra mea lanțul cel greu al păcatului și o milostiv de lacrimi de umilință, nouă păcătoșilor. Născătoare de Dumnezeu, nădejdea și folositoarea celor ce te laude pe tine, ridică deasupra mea lanțul tău greu al păcatului și că o stăpâne curată mă primește pe mine cel ce mă
moleșit, Duhul golește, cuvântul a slăbit, viața s-a omorât, sfârșitul este lângă ușă. Pentru aceasta, că locul meu suflet, ține-i face, când a venit judecătorul să cerceteze cele ale tale. Aduce-ți aminte, sufletea meu, de Moisie la prefacerea lumii și toată Scriptura cea așezată de El, care îți povestește ție de ce e drept și de ce e nedrept, prin care celor de-al doilea, adică celor de drept, ai urmat o suflete, greșind cu Dumnezeu, iar nu celor din tu. Legea slăbit, Evanghelia nu lucrează și toată Scriptura nu este luată în seamă întru tine. Profeția o slăbit și tot cuvântul celui drept și rănile tale ori suflete s-au omulțit, nefiind doctor care să te vindece. Pintele Scripturii cele noi se le aduc ție ca să te aducă pe tine suflete la întuioșare, râvnește dar drepților, iar nu păcătoșilor, și înduplică pe Hristos cu rugăciuni și cu postiri, și curăția și cu cuviința. Hristos a făcut om, chemând la pocăieți pe târhași, pe desfrânate, suflete, pocăiește-te, s-a deschis ușa împărăției acum și o apucă mai înainte părăsei și vameșii și desfrânații, pocăindu-se. Hristos a făcut om, împreunându-se cu mine prin trup și toate câte sunt ale firii, cu voie le-am primit afară de păcat, arătându-se o suflete, pilda și închipuirea smereniei sale. Hristos pe magia mântuit, pe păstorie chemat, mulțimea pruncilor a făcut mucenici, pe bătrânul l-a mărit și pe văduvă, de la care s-a răbnit sufletul meu nici faptele, nici viața, dar vai mie când vei fi judecat. Postind Domnul 40 de zile în pustie, mai pe urmă frămânzit, arătând firea cea omenească, suflete, nu te lenevi, va năveli asupra ta vrăjmașul, cu rugăciune și cu cultura lungă, departe de la picioarele tale. Tatăl să lăudăm, pe Fiul să te anunțăm, Dumnezeu cu credință și să ne închinăm, trimite-ne poftice, unime după ființă, ca lumină și lumină și viață și vieți, făcătoare de viață,
luminătorii, luminătoarei marginilor. Cetate, tăpăzește, prea curată, născătoare de Dumnezeu, pentru tine ia cu credință împărățim, pentru tine se și întărește, și în tine biruind, întoarce toată încercarea, robește prăjmași, stăpânește pe supușii ei. Ca să ne izbăvim de toată mânia, necazul, strigăciunea și de greșeli să ne mântuim noi, căci când cinstim pururea pomenirea ta.
de Dumnezeu născătoare, roagă-te pentru noi păcătoși. Ale Sfinților Îngeri și ale Arhanghelilor, rugați-vă pentru noi, păcătoșii. Toate puterile cerești ale Sfinților Îngeri și ale Arhanghelilor, rugați-vă pentru noi, păcătoșii. Sfinții prorocii și înaintea și Domnului și Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi, păcătoșii. Sfinte Ioane, prorocule și mergătorule înainte și botezătorul Domnului nostru, Iisus Hristos, roagă-te pentru noi, păcătoșii. Sfinților, măriților, apostoli, prorocilor și mucenicilor și toți sfinții, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Sfinților, slăbiților, apostoli, prorocilor și mucenicilor și toți sfinții, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Preacuvioși, Duhul Dumnezeu, putători, părinții noștri, păstori și învățătorii lumii, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtători, părinți ai noștri, păstori și învățători ai lumii, rugați-vă pentru noi, păcătoși. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, păcătoși. Dumnezeiască puterea Sfântului de viață păcătoare cruci, nu ne lăsa pe noi păcătoșii. Cea nebiruită și necuprinsă și dumnezeiască putere, acestite și de viață păcătoare cruci, nu ne lăsa pe noi păcătoșii. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoșii. Cine miluiește pe
Dumnezeu nu-ți medir de noastră slavă ție. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviți și întru tot lăudați apostoli, ale Sfinților slăviți și buni biruitori mucenici, cu rugăciunile Sfântului Ierarh, Antimii Virianu, ctitorul și cotură și Sfinte Mănăstiri, cu rugăciunile Sfinților 40 mucenicii Sebastiei Armeniei, împreună cu Sfânta Mucenică Paraschevie, Sfinții Mucenici Acache și Neofit, a căror sfinte moaște sunt cinstite în această Sfântă Biserică. Cu rugăciunile Sfinților și drepți și Dumnezeiești Părinții Iachim și Ana și al tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni. Să ne rugăm pentru pacea lumii. Pentru buna sporire și întâlnirea întreprinitorilor creștini.
pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Mm-hmm.